Sătulă până peste cap de întrebarea de ce nu te îmbraci normal, Delia a pus capăt curiozităților și le-a răspuns celor care o critică în online printr-un video postat pe TikTok. Hai să vorbim puțin, că nu am mai vorbit de mult. Ce aș putea să mai răspund la întrebarea: hei Delia, de ce nu te îmbraci și tu ca un om normal? Orice ar însemna asta, pentru că nu sunt un om normal. E nevoie de o subtitrare, e nevoie ca atunci când se postează un artist într-o ținută să specifice că este artist și merge la concert. Știți, concertul e ăla unde e o scenă, sunt lumini, reflectoare, oameni care plătesc un bilet și vor să vadă ceva spectaculos, nu un civil pe scenă îmbrăcat normal. De ce nu te îmbraci normal? Normal cum? Ce înseamnă normal? Spune Delia. Totuși, de ce alege Delia să poarte haine baggy? Mai mult, artista a vorbit și în cadrul unui podcast recent despre alegerea ei de a purta haine baggy, spunând că se simte mai în siguranță. Sunt o victimă a mentalității. Prefer să mă schimb într-o cameră goală. Nu pot să mă schimb lângă o altă fată. Am chestia asta din copilărie. Pentru mine, hainele sunt o formă de protecție și un soi de comoditate. Vreau să fiu protejată non-stop. Vreau să se uite lumea la mine ca la un copil. Sunt o victimă a regimului în care am trăit și eu. Nu mă vezi cu decolteu. Eu nu mai știu cu ce să mă acopăr, spune Delia. Ei, acum e toată lumea lămurită, sper. Și da, până la urmă fiecare are propriul stil vestimentar și propriul fel de manifestare. Asta ne face și special și autentici, nu? Și dacă cineva alege să fie diferit, nu înseamnă că nu e tot om. Așa că, hey you, feel free to be yourself. Nu-i așa? Delia, you go, girl! Pentru că eu sunt foarte îngrijit de fel și nu mi se pare nimic rău să te îngrijești. Punct. E doar lac.